Hristos le prezintă ucenicilor și ascultătorilor pilde care vizează împărăția lui Dumnezeu. Acum în Scriptură întâlnim multe subiecte greoaie, trebuie să recunoaștem. Unele avem impresia că le înțelegem și nu le înțelegem. La unele recunoaștem din start că sunt grele, ne depășesc limita înțelegerii noastre. Când ajungem să aducem în discuție subiectul împărăției lui Dumnezeu, de cele mai multe ori credem că este un subiect simplu, nu-i așa? A, vorbim cu ușurință, ne rugăm, discutăm între noi, predicăm. Când te apropii însă mai aproape, așa, cu amănuntul de acest subiect și te uiți în Scriptură, începi să-ți dai seama de vastitatea acestui subiect, de greutatea, de complexitatea lui. Vrei să înțelegi mai mult și înțelegi că nu prea reușești doar din Scriptură, mai nevoie și de manuale ajutătoare, de texte, te duci la dicționare, te duci la cărți. Internetul astăzi este o resursă foarte faină, dar când începi să citești tot mai mult despre acest subiect, constați că începi să-ți prinzi urechile rău de tot. Pentru că este un subiect greu. Este un subiect foarte vast și este un subiect controversat. Sunt multe, multe interpretări date acestui subiect. Am terminat în 2005 seminarul, până atunci am mai participat la cursuri, am avut tema aceasta abordată în seminar și vă mărturisesc că și eu la un moment dat am crezut că am înțeles și știu. Am predicat despre acest subiect și la fel am crezut că îl stăpânesc bine. A fost însă nevoie să mă pună Domnul mai multe contexte și experiențe de viață să ajung să înțeleg că nu îl înțeleg. Să recunosc mai degrabă că nu îl înțeleg. Îi mulțumesc Domnului că a avut atâta har pentru mine. A vrut să mă învețe. A vrut să descoper mai mult semnificația și valoarea acestui subiect. Încât în 2006, numai prin harul lui, am găduit să ajung și eu la o conferință mare, cu impact mondial, Lozan, unde fratele Daniel fusese în 2005, a mai fost recent în Africa. Și vă spun că atunci, în cadrul acelei conferințe, în care nu s-a discutat despre tema împărăției lui Dumnezeu, în cele 9 zile petrecute acolo, pentru prima oară în viață, am simțit cum Dumnezeu m-a scos din găoacea mea. Din ceea ce am crezut că știu. Din felul în care am fost format. Din tot ceea ce am auzit. Și m-a așezat într-un context în care am putut să simt și să trăiesc ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Când într-o mulțime de mii de oameni, cu reprezentanți din 110 denominațiuni sau țări, nu mai mi-aduc aminte. Cred că țări, 110 țări, din toate denominațiunile cu pregătere evanghelice, s-au adunat la oaltă, studiam împreună, dar momentul copleșitor care m-a zdrobit până la lacrimi, și eu nu plâng ușor, cine mă cunoaște știe, eu nu plâng ușor. Dar acolo eram în hohote. A fost momentul în care eram în închinare înaintea lui Dumnezeu. N-am văzut oameni din toate culturile, 110 națiuni, diferiți, foarte diferiți de ceea ce eram eu obișnuit. Cu stilul fiecăruia, în fel și chip, cum nu-ți imaginezi, stând în prezența lui Dumnezeu, aducându-i glorie. Unii se proșterneau, alții stau în picioare, alții cu mâinile pe sus, în fel și chip. Au căzut ochelarii. A început să mi se lumineze fața. Am început să văd altfel biserica și împărăția lui Dumnezeu. M-am întors acasă, de fapt nici n-am apucat să vin acasă, din Malaysia am plecat spre Anglia și am studiat acolo un an și jumătate, într-o altă cultură din nou. M-a supus Domnul altor experiențe. Dar în perioada aceasta m-am pus mai adânc să studiez acest concept. Și am înțeles că e atât de important în lucrarea mea, în viața bisericii, să înțeleagă bine conceptul împărăției lui Dumnezeu. Și eficiența mea ca lucrător și eficiența unei biserici pornește din înțelegerea conceptului împărăției lui Dumnezeu. Dați
voie să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, de până ajungem la acest, să dau un pic înapoi, ce știți despre Împărăția lui Dumnezeu? Cât știți despre Împărăția lui Dumnezeu? Ce este Împărăția lui Dumnezeu? Unde este Împărăția lui Dumnezeu? Întrebări tare simple, nu? Le știm? Știm. Vom vedea astăzi. Spun că este controversat. Aseară, pentru că a trecut timpul, și am zis, măi, trebuie să mai împrospătez ceea ce știu despre Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să mai adun informații noi. Vreau să fac un PowerPoint, vreau să zugrăvesc niște imagini. M-am dus pe internet, am descărcat fel și chip de materiale, am descărcat imagini, peste 10 PowerPoint-uri deja făcute, așa să văd cum văd alții. Am devenit mai confuz. Mult mai confuz. Și a trebuit să las la ora 9-10, cred că m-am și a zis, mă vedea frământat, zic, nu, deci las totul la o parte. Am ideea, zic, a venit ideea. M-am întors tot la ce știam eu. Pentru că sunt atâtea interpretări cât nu vă puteți imagina, deși pare un subiect simplu. Sunt multe interpretări. Împărăția lui Dumnezeu este văzută în fel și chip, interpretată în fel și chip, explicată în fel și chip de diverse biserici și denominațiuni. Este subiectul care produce mai multă diversitate în aceleași cult decât orice alt subiect. Până și în Biserica Ortodoxă, unde în general este unitate în gândire și teologie, sunt înțelegeri diferite cu privire la conceptul Împărăției lui Dumnezeu. Singura biserică care pare să fie mai unită în înțelegere este Biserica Catolică. La punctul meu de vedere, vom vedea astăzi, au o interpretare greșită. În lumea evanghelică, o diversitate întreagă de interpretări. Care este cea sănătoasă? Nu vă promit astăzi că a mea este cea mai cea. Eu vreau să împărtășesc ceea ce am înțeles eu. Din Sfintele Scripturi, prin interpretarea sau ajutorul dat de Duhul Sfânt în interpretarea Scripturilor și prin contextele prin care Domnul m-a purtat, tocmai cred eu, ca să înțeleg acest concept. Lucru simple. Împărăția, obișnuim să spunem, este acolo unde este împăratul. Și chiar zilele trecute am primit așa pe e-mail o glumă, ca să nu zic altfel, cum zicem noi românii. Cumva, și ca să vă destind așa un pic fețele, vreau să spun gluma aceasta, consilierii președintelui Băsescu au venit și au spus, președinte, se pare că e clară treaba, protestele se întețesc, lumea este din ce în ce mai nemulțumită, dar fii atent, lumea se îndreaptă spre monarhie. Oamenii vor din ce în ce mai multă monarhie. Nu mai avem altceva de făcut. Trebuie să cedezi, trebuie să lăsăm loc monarhiei. La care președintele Băsescu a zis, înțeleg, nu se poate altfel, încoronați-mă. Împărăția este acolo unde este împăratul. O împărăție are nevoie de un împărat, are nevoie de un teritoriu sau de un domeniu în care împăratul să-și exercite autoritatea. Are nevoie de cetățeni, un popor peste care să-și exercite autoritatea. Și în orice împărăție există un cod de legi specifice. Până și într-un trib, dacă te duci, și acolo există un cod de legi. Și totuși, din nou întreb, ce este Împărăția lui Dumnezeu? Unde este? De când este? Cum este? Ce nu este Împărăția lui Dumnezeu? În Vechiul Testament, am ales doar câteva lucruri, este clar, Dumnezeu a fost, este și va fi împărat. Conceptul acesta este evident, deși în unele teorii se susține faptul că Împărăția lui Dumnezeu apare doar din Noul Testament. Și sunt foarte mulți care văd așa Scriptura. Ori, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca împărat. De la bun început împărat peste tot universul. Atunci când creează pământul și omul, își instaurează de la bun început domnia, deleagă autoritatea omului. Ca să-l reprezinte ca împărat. În psalmi, în mod special,
poți vedea acest concept accentuat și este descrisă, este înălțată maestatea lui Dumnezeu, într-un mod absolut. Dacă te uiți în cartea Daniel, pe care noi am studiat-o în urmă cu câțiva ani, vezi cum el profețește o împărăție care va veni. Nu este aceeași cu împărăția universală. Nu este același concept despre Dumnezeu suveran care stăpânește oricum peste tot ce există. O împărăție care nu poate fi afectată, alterată de nimeni și nimic. Daniel aduce în discuție o împărăție care va fi instaurată sau așezată pe pământ. În Daniel 2, 44, 7, 18 sunt și alte texte, vedem descris această împărăție care va veni. Când te uiți în Evanghelii, și mă rezum doar la Evanghelii, nu la întreg Noul Testament, vezi că mesajul împărăției este de la bun început accentuat în slujirea lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus Hristos. Amândoi au avut același mesaj. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, n-a venit. Este aproape. În lucrarea Domnului Iisus Hristos, vedem în Luca 9, 52 la 62, după ce ucenicii au parte de o perioadă de echipare, sunt trimiși în lume să propovăduiască mesajul împărăției. Nu mesajul Evangheliei. Este mesajul împărăției. M-am uitat și trebuie să recunosc, place să fiu sincer, n-am apucat să și verific 100% această informație. M-am uitat cum au înțeles alții mesajul acesta sau centralitatea împărăției lui Dumnezeu în Evanghelie. Ioan, de exemplu, nu amintește niciodată acest concept. Însă Matei, Marcu și Luca, toți trei evangheliștii, folosesc de cele mai multe ori ideea de împărăție și este mesajul predominant în comparație cu alte mesaje destul de importante, spunem noi. De exemplu, în Matei apare de 50 de ori termenul împărăția lui Dumnezeu. Termenul a crede doar de 24 de ori. Iubire de 12 ori, Fiul omului de 26 de ori, Sfântul Duh sau Duhul Sfânt de 12 ori. Marcu folosește termenul împărăția lui Dumnezeu de 15 ori. Celelalte la sub 10. Luca folosește termenul împărăția lui Dumnezeu de 39 de ori. Toate celelalte se reduc la jumătate. Prin comparație, referirile la biserică în toate cele patru evanghelii, știți câte sunt? Vă ajut un pic. Numai Matei face referire la termenul biserică. Și doar de două ori. Matei 16 și Matei 18. De 50 de ori referire la împărăția lui Dumnezeu. Și de două ori la biserică. Celelalte evanghelii fac referire la împărăția lui Dumnezeu și nu fac deloc la biserică. Prima întrebare. Este împărăția lui Dumnezeu tot una cu biserica? Unii dați din cap că nu, alții că da, alții vă uitați întrebători. În lumea evanghelică și în lumea ortodoxă sunt păreri diferite. Biserica Catolică, în unanimitate, susține că împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, care este același concept, egal biserică. Catolicii susțin că împărăția lui Dumnezeu este tot una cu biserica. Când au pornit reformatorii din Biserica Catolică, Martin Luther fiind unul dintre promotori, a propovăduit exact același mesaj. Martin Luther, reformatorul, susține clar împărăția lui Dumnezeu egal biserică. Una și aceeași entitate. Ce credem noi? Păi vă spun, între bisericile baptiste sunt diverse păreri. Între toate cultele protestante, pentecostale, creștine, evanghelice, orice,
Sunt ramuri, sunt oameni, în cadrul aceleiași biserici uneori, care cred că Împărăția lui Dumnezeu e egal biserica. Întrebare oare ce credem noi? Când ne uităm în textul pe care l-am studiat în Matei 13, în versetul 11, Domnul Iisus Hristos vine și spune vouă, ucenicilor, v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției. Nu-i de mirare că e un subiect greu, e un mister aici. Care este acel mister descoperit doar ucenicilor? Misterul se poate rezuma la afirmația aceasta. Împăratul este între voi. Voi v-a fost dat să cunoașteți taina Împărăției. Și anume, că Împăratul a venit la voi. Dar Împăratul a venit la voi într-o formă, într-un chip la care nimeni nu s-a așteptat. A luat chip de rob. N-a venit în slavă și cu autoritatea pe care noi o așteptam. Și pentru că a venit altfel și n-a răspuns așteptărilor noastre, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, ne spune Ioan 1:11. În Luca 19, la versetul 11 mai departe, sau Matei 25:14-30, găsim o pildă, numită pilda polilor, care are de face tot cu Împărăția lui Dumnezeu, cu conceptul acesta al Împărăției. Și spune așa, pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. De ce a spus pilda aceasta? Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că Împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată, conform așteptărilor lor. Atunci Domnul Iisus Hristos a zis pilda aceasta. Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i negoți până mă voi întoarce. Și știm noi mai departe pilda aceasta, împăratul a plecat, fiecare a pus în negoți, unul a îngropat. Zice, domnule, el vine înapoi și eu vreau să am garanția că îi pot restitui ceea ce mi-a dat. Unde a venit împăratul și unde s-a întors? De ce spune Domnul Iisus Hristos pilda aceasta? Cine este omul de neam mare? Unde a plecat să-și ia o împărăție? A venit pe pământ să-și ia împărăția? Sau a plecat de pe pământ să-și ia împărăția? E simplu, nu? Voi explica puțin mai târziu. Rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos învață pe ucenici să se roage, vie împărăția ta. La începutul lucrării predica pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Împăratul era printre ei. Împărăția, nu? Misterul împărăției este că împăratul a venit. Împărăția încă nu. De aceea zic eu, împărăția este dincolo de noi, dar Domnul Iisus Hristos spune că este și în noi. Ne depășește, ne cuprinde și este cuprinsă în noi. Natura împărăției trebuie să știm că este o natură spirituală, nu fizică. Ucenicii nu au înțeles lucrul acesta decât după înviere. Au așteptat de fiecare dată, în tot timpul vieților sau minutele lor petrecute cu Domnul Iisus Hristos, care să vină în mod fizic și așteptau poziții în această împărăție. Dar ea este de natură spirituală. De asemenea, este de natură organică, nu instituțională. Și pildele pe care noi le-am studiat, cel puțin prima parte a lor, care au de-a face cu sămânța și cu aluatul, ne spune natura aceasta organică, ne explică natura organică a împărăției. Și dacă mai rămâne timp, revin asupra pildelor, pentru că timpul trece repede.
Am căutat, v-am spus, o grămadă pe internet, a fost foarte greu să selectez ceva care intră în acord cu înțelegerea mea. N-am avut cum să traduc lucrul acesta, dar cei care înțelegeți engleza puteți să vedeți trei faze ale împărăției lui Dumnezeu aici. Prima fază, în Vechiul Testament, când împăratul care domnește dincolo de toate, o împărăție veșnică, intervine din când în când în omenire, prin intermediul unor oameni, precum Adam la început, Avram, David, Noe, Moise și așa mai departe. Este o manifestare a împărăției temporare, sporadice în Vechiul Testament. Nu este instaurată. În Noul Testament, împăratul invadează lumea noastră, pătrunde lumea noastră. Împăratul e aici, împărăția nu. În zilele finale, împăratul se va întoarce și va lua cu sine împărăția. Acum, cred că esența a ceea ce vreau să explic astăzi se leagă de raportul dintre împărăție și biserică. Și vă întreb din nou, este biserica împărăția lui Dumnezeu? Este, ziceți. Eu știam că va fi așa. Lumea e împărțită așa de mult, fărămițată în înțelegerea acestui concept. De aceea s-a născut o învățătură care a prins extraordinar de mult în America, premilenismul, și a venit și la noi. A, e frumos, foarte frumos premilenismul. De multe perspective, mai ales din perspectiva vremurilor finale, escatologice. Dar când te duci în esență și vezi cum înțeleg ei biserica, biserica e o paranteză în planul lui Dumnezeu. Biserica n-a fost niciodată gândită. Dumnezeu a fost luat prin surprindere și a trimis împăratul în umanitate, a venit, oamenii în schimb l-au respins. Și pentru că l-au respins, el n-a putut să-și ducă planul până la capăt, s-a întors nevoit fiind, forțat fiind, înapoi în cer. Și a îngăduit o paranteză lungă de cel puțin 2000 de ani și vom mai vedea cât. Pentru biserică. Și biserica are un anumit rol, dar nu este scopul final. Și după o vreme stabilită de Dumnezeu, el se va întoarce, împăratul va veni a doua oară, așa cum ne promite Sfânta Scriptură, dar ce va face? Va închide paranteza și va instaura împărăția de 1000 de ani, ca să ducă la capăt planul inițial. Asta este învățătura premilenistă, pe scurt. Pare eu personal nu sunt de acord. Din punctul meu de vedere, Biblia ne învață că biserica a fost de la bun început în planul lui Dumnezeu. Și pildele pe care le-am studiat astăzi ne spun că biserica nu este totuna cu împărăția. Biserica este sămânța împărăției. A venit Fiul lui Dumnezeu la noi, împăratul, și a așezat sămânța. A pus-o în pământ. După ce a pus-o în pământ, s-a întors. A dat polii robilor săi și s-a întors să-și ia împărăția înapoi, în slavă. Acolo este el înălțat. Acolo l-a așezat Dumnezeu, ne spune textul din Efeseni, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Acolo este împăratul împăraților și, bineînțeles, prin actul creației, el este suveran peste tot ceea ce este creat. Dar lumea noastră fiind dominată de cel rău, pervertită, stricată, instaurându-se în lumea noastră împărăția celui rău, întunericul, el a venit și a așezat o sămânță aici. Și sămânța aceasta va rodi. A semănat ceva atât de minuscul, precum o sămânță de muștar. Și zice, ce se va întâmpla? N-are nicio șansă. Într-o lume stricată a răului, sămânța de muștar n-are nicio șansă. Dar ceea ce e mic, dar este organic, cum am spus că e organic, are viață. Nu e un bob de nisip, un bob de muștar. Încolțește, se ridică, crește, face ramuri și păsările cerului își fac cuib în el. Asemănat cuvântul. Și cuvântul a căzut în patru feluri de sol.
un sol împietrit. Oameni care resping din start mesajul împărăției și spun, n-avem de-a face cu el. Nu ne trebuie. Și-a venit păsărea și-a mâncat sămânța. A căzut în inimile oamenilor superficiali. Omul superficial a zis, da, este exact ce trebuie. Îmi place mesajul ăsta împărăției. De mult caut așa ceva. Dar n-a prins rădăcină pentru că a fost distrat de alte lucruri. Și mai ales când a venit încercarea, suferința, datorită faptului că n-are rădăcină acolo, s-a dus. S-a stins. Nu pentru că în sămânță nu-i putere, ci pentru că inima a fost stâncoasă și neprelucrată. Și a căzut între spini și și acolo au năutușit-o, dar a căzut și pe pământ bun. Și uitați-vă ce frumoasă este economia împărăției lui Dumnezeu. Deși pare la început că este în deficit. Arunci și 3 din 4 nu răspund. Se irosește, în ghilimele. Dar acolo unde rodește, rodește de 100 de ori mai mult, de 60 de ori mai mult, sau de 30 de ori mai mult, ne spune textul, nu? Chiar dacă s-a risipit la 3, numai la 1 poate să rodească de 100 de ori mai mult. Așa s-a extins împărăția lui Dumnezeu până astăzi. Așa trebuie să facem noi mai departe. Dar o chestie la care rar m-am gândit și recunosc aici și timpul se duce așa de repede. Toți avrem, iubim pilda asemănătorului, ne place, cum să nu ne placă. Dar mai puțin înțelegem și poate practicăm, adică nu poate, sigur practicăm, pilda cealaltă a neghinii. Când Domnul Iisus Hristos ne dă pilda asemănătorului, acolo sămânța este cuvântul împărăției, adică este mesajul împărăției care cade pe un pământ, iar pământul reprezintă inima omului. Da? În pilda neghinei, sămânța nu mai este mesajul împărăției, nu este cuvântul. Cine este sămânța? Versetul 38. Fiii împărăției. Iar pământul nu mai este inima, ci este lumea întreagă, teritoriul. Și uitați-vă de ce noi nu practicăm și nici nu ca iubim semnificația acestei pilde. Fiii împărăției sunt aici. O biserică cu mentalitatea împărăției, o biserică care înțelege conceptul împărăției, o biserică care nu se pune pe același picior biserică împărăției, înțelege că acești fii pe care îi avem aici sunt o sămânță care trebuie plantată. Ei fii și arunci. Nu-i exclus de biserică, nu. Îi trimiți. Îi trimiți. Plantezi alte biserici? Doare? Da, doare. E trist? Are și o latură tristă. Nu mai suntem așa mulți fii într-un loc. Dumnezeu de la bun început a intenționat ca fiii împărăției să nu stea în același loc, ci să fie implantați, risipiți în toată lumea. Pentru că acel cuvânt al împărăției, care până la urmă este un concept, devine acțiune, devine activ când omul în care a încolțit mesajul împărăției devine sămânța împărăției mai departe. Se dăruiește pentru împărăție. Doare când fratele Daniel este aruncat până în Marea Britanie? Da, doare. Dar este o sămânță a împărăției. A durut când Fiul lui Dumnezeu s-a întors de aici, dintre noi. Fiul lui Dumnezeu ne-a părăsit și s-a întors în slavă. A durut. Dar dacă nu făcea, toată misiunea lui era egal cu zero. Doar când cei mai buni oameni sunt trimiși de colo-colo, a durut biserica din Antiohia când Pavel și Barnaba au fost trimiși în altă parte, a durut. Dar așa s-a extins împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem fii împărăției și fii împărăției sunt o sămânță. Biserica este o sămânță care trebuie plantată.
O sămânță care trebuie să se reproducă. Nu să stea la un loc. Sămânța care e pusă în sac nu are nicio valoare. Nu? Am primit zilele trecute de la o soră de biserică, pentru că acum ne profilăm pe mâncare mai naturistă, sămânță de dovleac. Aș vrea să o mănânc eu. Îmi place. E de aia fără coajă. Dar prefer acum să o duc acasă la tata, la țară, să o pun în pământ, ca decât să mănânc un pum de sămânță, să mănânc la toamnă, poate o pungă, și să mă am să pun și în pământ. Asta e mentalitatea împărăției. Ce mai este biserica? Semnul vizibil al împărăției. Împărăția este invizibilă. Și oamenii zic, dar unde-i, cum-i, cum, așa mai departe. Și a îngăduit Dumnezeu în umanitatea noastră să lase biserica ca un semn vizibil al împărăției lui Dumnezeu. Și timpul trece, nu stau prea mult. Și de asemenea, biserica trebuie văzută ca structura prin care împăratul își extinde împărăția. Biserica nu trăiește pentru sine. Biserica nu trăiește pentru sine. Dar devine așa de multe ori. Se instituționalizează, deși ea nu este o instituție. Și sunt de acord cu un mare om al lui Dumnezeu care a spus cândva biserica avea un rol important în stat. Avea un cuvânt. Astăzi, statul are un rol prea mare în biserică. Dar nu statul președinte. A devenit un mic stat. Instituția. Aici am mai explicat eu în urmă cu o lună de zile cum văd eu Biserica lui Hristos. Și de ce cred că este o singură biserică și nu-s de acord că sunt mai multe biserici. Nu sunt mai multe biserici. Este o singură biserică. O singură biserică a lui Hristos. În care, bineînțeles, din punct de vedere instituțional, local, s-au instituit, s-au răspândit și sunt mai multe biserici locale. Dar toate aceste biserici locale formează un întreg. În întregul bisericii, în trupul lui Hristos, sunt numai oameni răscumpărați, sfințiți de El, care au perspectiva gloriei. În biserica locală, în schimb, nu. Sunt și oameni nemântuiți. Nu sunt eu chemat să judec cine cum, dar sunt realist. În biserica locală este și greu, este și neghin. Nu sunt de acord cu anumite idei care s-au mai lansat pe aici în timpul studiului, că în inima noastră poate fi și greu și neghin. Nu. În inima noastră, nu. În lume, în biserică, în orice formă de organizare, așa a lăsat Dumnezeu să conviețuiască în același timp și fiii împărăției și fiii celui rău. Sunt în societate, uneori în familiile noastre, da, trebuie să o recunoaștem, între neamurile noastre, în bisericile locale. Sunt eu chemat să smulg și să fac acum alegerea și distinția? Nu. Treaba mea nu e asta. Treaba mea este să las și greu și neghina. Uneori mai mult greu, mai multă neghină și mai puțin greu, depinde de biserică la biserică. Treaba mea nu este nici măcar, uitați-vă ce se întâmplă cu cercul acesta, să extind biserica locală, pentru că chiar dacă eu extind biserica locală, și asta este strădania noastră cea mai mare, să creștem noi aici, să ajungem la 1000 de membri. Uitați-vă ce se întâmplă dacă crește la 1000 de membri. Vedeți niște neghină aici? Ea nu e încă membră în biserica noastră, da? Dar dacă eu dezvolt biserica, am mai adus niște neghină. Asta se întâmplă dacă eu mă concentrez pe biserică. Asta e preocuparea mea, să crezi biserica. Am adus niște neghină. Dacă preocuparea mea este să dezvolt împărăția lui Dumnezeu, ia uitați-vă ce se întâmplă cu cercul mare. Asta se întâmplă. În împărăția lui Dumnezeu au loc convertirile adevărate. Nu în instituții. Ia oarăși o schemă care prezintă împărăția de veacuri a împăratului, neclintită, veșnică, deasupra planetei noastre, o vreme în care Fiul lui Dumnezeu a invadat, a instaurat biserica, această biserică să extindă împărăția până când El va veni și o va instaura pe deplin. Asta este o altă formă în care prezintă ce înseamnă că biserica prin comunitățile împărăției își duce mai departe misiunea și cucerește pământul. Și așa se dezvoltă trupul lui Hristos, care este universal.
care trece de limitele unei denominațiuni sau unei biserici legale. Închei sau concluzionez spunând două, trei lucruri. Biserica este o extensie a Împărăției lui Dumnezeu, nu este Împărăția lui Dumnezeu. Biserica este o ambasadă în teritoriu străin. Rolul unei ambasade este să reprezinte ce? Ambasada? Asta facem noi. Asta face biserica noastră. Nu a noastră Golgota, biserica de astăzi. Ambasada care a înțeles că trebuie să se reprezinte pe sine. Ea taie, ea spânzură, ea face ce crede acolo. Nu. Ambasada reprezintă țara care a trimis-o, da? Ambasada de asemenea dă vize. Și dacă vrei să pleci în America, te duci la ambasadă. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru în Matei 16 un lucru interesant. Pe această piatră, pe această afirmație voi zidi biserica mea și imediat din versetul următor vine și spune îți voi da cheile bisericii, nu? Împărăției. Biserica are cheile împărăției. Biserica are cheile împărăției. Ea poate da vizele, care sunt gratuite, sunt fără bani, se câștigă prin credință, sau poate da bilete membrale. Diferență mare. Ambasada trebuie să restaureze imaginea împăratului și în fiecare ambasadă, dacă te duci, vezi acolo imaginea președintelui. Rolul nostru este să reprezentăm, să restaurăm imaginea regelui pe planeta noastră. Să ne reproducem. Și, în ultimul rând, îmi place să văd biserica, o comunitate peste care Hristos domnește în împărăția prezentă. Dar o comunitate cu care Hristos va domni în viitor. Noi suntem, sau vom fi, co-împărați cu El. Așa ne promite Scriptura. De aceea eu nu cred că biserica este tot una cu împărăția. Pentru că asta înseamnă că atunci când ne vom duce în slavă, noi nu mai avem peste cine împărăți. Împărăția trece dincolo de noi. De aceea nu sunt printre cei care asemuiesc biserica universală, spun ei, cu împărăția. Nici măcar așa. Biserica are un început. Împărăția n-are început. Biserica, dați-mi voie să vă spun, că are un sfârșit. Împărăția n-are sfârșit. Va veni o vreme când împărăția, când biserica va fi răpită. Va deveni mireasa regelui. Ca mireasă, ce face o regină? Împărățește. Împărățește, conduce împreună cu regele. Are rolul ei. Așa este biserica. Așa este biserica. Domnul să ne ajute să avem această înțelegere, acest concept clar. Nu suntem aici un scop în sine. Nu trăim aici pentru noi. Suntem aici să-L reprezentăm pe El, să ducem misiunea până la capăt. Amin.